Și salutare internet, Alex, aici am zis să începem o serie nouă de clipuri, așa să facem așa un pic mai scurte, mai zilnice, de la plimbările când ies cu motorul în afara curselor mai lungi de pe lângă oraș. Asta pentru mine ca și exercițiu, pentru mine ca să testez unele chestii sau să vă zic unele idei și gânduri pe care le am și pentru voi ca să, nu, vă uitați, aveți ceva entertainment, vă uitați la ceva, găsiți ceva în plus la care să vă uitați când uitați. Așa că am zis să începem clipul ăsta că trebuie să fac acum o tură, e ora prânzului și trebuie să mă duc la o clinică oftalmologică în celălalt capăt a orașului, de fapt în Florești de-a dreptul, pentru că mi-am comandat niște lentile ortoca, cred că le zice, ortho, liniuță ca. Sunt niște lentile care cu ce sunt mai șmechere. Dacă nu știți, n-ați observat până acum sau n-ați fost atenți, eu port ochelari de vedere. Ochelarii ăștia de vedere, în general, când porți cască în cap, fie că e vorba de sportul pe iarnă sau de motocicletă, ochelarii ăștia sunt destul de annoying. Nu avem înțeles la fel și la biciclete și la alergat și la alte activități fizice. Acum, care faza cu lentilele astea? Astea sunt niște lentile care sunt făcute special custom pe cornea ta, aș vrea să spun, nu știu dacă e termenul corect, dar practic sunt făcute perfect stick pentru ochiul tău, nu pentru toată lumea. Deci sunt făcute pe comandă. Și care e ideea din spatele lor? Ideea este că le porți în fiecare noapte, practic. Peste zi tu nu mai trebuie să porți nimic peste ochi. Nu e ceva ce străpară vederea permanent. E ceva care străpară temporar. Dar, cum am zis, tu le porți peste noapte, în somn. Tu le porți cel puțin vreo 6 ore pe noapte, ceva de genul ăsta. Și teoretic a doua zi ar trebui să vezi perfect. Și în fiecare noapte e la capăt cu chestia asta. Bun. Acum aș mă întrebați de ce nu port lentile de alea tradiționale. Da, într-adevăr am purtat și alea câțiva ani de zile. Dar lentile tradiționale care treabă că eu le purtam de alea lunare. Adică aveam o pereche care mă ținea o lună. Bun. Avea sens când mergeam fizic la birou și eram fizic. Aveam nevoie să ies în fiecare zi din casă, și vara, și iarna, la sport, și așa mai departe, la pârtie. Aia au sens. A, problema e, dacă eu le desigilez, trebuie să le port de 30 de ori în următoarele 30 de zile. Dacă le desigilez, numai ca să le port o dată pe săptămână sau de 2 ori pe săptămână la o tură cu motorul pe lângă, nu prea au sens. Ele, practic, tot expiră în alea 30 de zile, chiar dacă eu în alea 30 de zile am portat de 8 ori, în loc să le port de 30 de ori. Știți? Nu. No. Deci nu prea are sens. Ideea cu asta alte ortocace le au de noapte acum e că sunt pe un an de zile. Și practic în decursul zilei eu după aia nu o să mai am treabă. Dacă sunt tot ok și o să văd cu ele, nu o să mai am treabă. Nu e nevoie nici de ochelari, nici de alte lentile de vedere. Și practic în ritmul ăsta poți să le port practic timp de un an de zile în fiecare noapte. Ca așa perechea o e pe câte un an de zile. Nu. No. Lentile astea mi-au venit la o clinică din Florești. Dacă o să vreți mai multe detalii, îmi puneți în comentarii și vă zic. Dacă știți sau sunteți, în primul rând, și voi motocicliști cu ce trebuie să poartă ochelari de vedere, puteți să-mi dați un PM pe Instagram sau jos în comentarii o întrebare și vă dau mai multe detalii. Sau dacă aveți prieteni motocicliști care știți că se chinuie și cu ochelarii de vedere, la fel de bine puteți să le dați un clip de-a meu, le dați clipul ăsta, le dați contactul meu și se povestesc, le dau mai multe detalii. No, în timp probabil o să revin după vreo săptămână, două de purtat cu un episod de asta în care să povestesc despre cum mă simt cu ele și când mă ajută. Singurul lor dezavantaj este că costă aproximativ 3500 de lei. Dar costă 3500 de lei pe un an de zile. Adică dacă o luăm la 12 luni, cred că 3600, 300 de lei, deci undeva mai puțin de 300 de lei pe lună. Dar na, dacă sunteți genul și aveți nevoie des și se simțiți nevoia și nu puteți să, ca și mine, nu are să vă luați lentile tradiționale ca să le purtați zi de zi, poate fi și o variantă pentru voi, sau măcar dacă credeți, mai faceți un pic de research despre lentilele ortocava, am zis cum se scrie ortho, cratimă capa și vedeți, poate sunt potrivite pentru voi. Eu pentru mine sper să fie ok și să mă ajute să văd mai bine cu el și să mă scape de nevoia de ochelari. Așa cu ochelari în cască cât de cât mă mai descurc la motocicletă. Am încadat foarte prost.
Îmi pare rău. Așa, nu cer scuze. Na, sper pentru mine să aibă sens să fie mai utile decât celelalte care nu aș putea să port decât, sau nu aș fi nevoie decât să le port de 2-3 ori pe săptămână și să nu-l iau degeaba și după aia să-l lase să expire singure. Ce se mai întâmplă interesant ce aș vrea să mai discut în clipul de astăzi, ar putea să mă auziți un pic ciudat acum pentru că mi-a ridicat viziera. Și da, a doua problemă e legat de microfoanele cu care filmez eu vlogurile astea, să zicem. Practic, momentan eu sunt la al treilea microfon, niciunul nu reușesc nici cum să găsesc unul care să aibă o calitate ca lumea a sunetului sau să fiu mulțumit de el, nu-mi dau seama, ori încerc eu prea ieftine, dar no, 100 de lei pentru microfon de la valieră, nu mi se pare chiar ieftin și sunt la a treia bucată pe care o încerc. Ori din cauza adaptoarelor care mi intră în cameră să-mi transforme sunetul din microfon în... din microfon în intrarea pentru cameră. Nu știu, ultimele două clipuri am fost total nemulțumit de cum au sunat. Probabil v-aș da seama dacă le-ați văzut că sunetul pare super procesat. Pentru că așa și este, trebuie să-l procesez destul de mult ca să recuperez vocea din clip și să fac să fie clară și inteligibilă cât de cât. Acum am încercat practic cu același microfon pe care l-am folosit și ultima dată și am fost nemulțumit, am încercat să schimb ceva setare din cameră, poate e aia problema, că am auzit de camerele astea, camerele, eu folosesc un DJI Action 3, care avea niște configurații proaste, sau practic nu chiar configurație, nu, cum interpretează semnalul audio din microfon și l-amplifică, salutare colegul. Camera singură s-ar putea să fie o problemă acolo la ele și de asta să am o calitate așa de proastă a sunetului gata ieșit din cameră și să fie nevoie ca eu să-l procesez atâta. Nu, astăzi am încercat cu setarea aia la minim. Sunt tare curios cum mă auziți, sunt tare curios eu de vă să mă fac acasă să dau un play la clipurile astea să văd cum e audio. Să vedem, se bagă, paf. Mă vede? Mă vede. Nu, mai spun. Încrederea pe care o am în ei, ca să meargă pe motor cu tricou, încrederea pe care o au în ei și în ceilalți participanți la trafic, mi se pare că e over 9000. Nici cum nu pot să percep. Dar nu, anul trecut, acum 2 ani. Trebuie să duc motorul 200 de metri de acasă până la un garaj, unde învățam să vin iar mai motorul meu la garaj pe care l-aveam închiriat acum. Și efectiv mi-a fost groază, am mers numai într-o foiță de munte, chiar 200 de metri pe drum pe care nu e trafic. Nu avea ce să întâmple, decât să ne fac eu bărbat să scapă motorul de pe munte. Efectiv, nu a fost groază să bea. Nu știu. I've got baby, I've got. All the gear, all the time. Sâmbătă a fost deschiderea oficială a serviciului de vânătorat de aici, de la Automobile Bavaria, de la Cluj. No, până acum aveau serviciu mărâtul, dar nu era oficial de la, cum se zice, cu licență. Eu nu am venit acum. Și practic la ei puteai să mergi să repari motociclete BMW doar dacă erau cumpărate de la ei și erau în garanție, altfel dacă tu aveai motocicleta cumpărată din altă parte și veneai pe aici, nu era oficial, nu puteau să-ți repare ei. Dar de sâmbătă a fost marea lansare a serviciului, din păcate nu am putut să ajung, pentru că am avut un eveniment în familie, unde a fost nevoie să ajung, era familia iubitei mele, și viața. Happy wife, happy life, știți povestea. Dar îmi pare super rău dintr-un singur motiv. Adică îmi pare rău din mai multe motive, dar foarte rău îmi pare dintr-un singur și faptul că am avut motociclete la test drive și tare mi-aș fi dorit să scot R9T-ul la test drive, care momentan mi se pare, nu știu dacă chiar cea mai frumoasă motocicletă de pe piață, dar sigur una dintre cele mai frumoase de pe piață. Și tare mi-aș fi dorit să ajung să o scot la o tură, poate mai și un episod. No. Da, și a fost fie pe viitor, trebuie să vorbesc pe fata care ține legătura de aici, că eu totul ei am cumpărat motorul.
și să vorbesc cu fata care ține legătura de la ei, să nu mai anunțe când mai are Airbnb-ul la test drive și să-mi fac timp, nu să ajung și eu. Să zic la autor că sunt foarte curios dacă sunt niciun fel de bune pe cât de aproape. Pentru că pe ce undeva trebuie să fac stânga eu. Dar nu mă lasă, mă lăsa. Așa. Deci pe undeva trebuie să fac stânga, dar nu știu exact pe unde. Traficul ăsta e dezastru, fac dezastru. Aici nu vrei să fac stânga, nu, aici e următoarea. My bad. Nu știu, boss, nu din Florești. Nu știu de unde pe aici. Știți, vă mai povestesc de chestie interesantă. Tocmai mi-a venit, nu știu cât vedeți voi ce am acum pe mine, dar sunt un tricou de motocross. E un tricou de motocross de pe 24MX și l-am luat ca să port deasupra vara, când port numai armura de la Nox, ca să nu prăfuiesc foarte tare și să nu jocojesc afară. Dar ce e foarte șmecher, să vă pun acum poza pe ecran, să mă vedeți din spate, e faptul că e customizabil. Deci 24MX, dacă comandați de la ei tricourile astea, puteți să vă le customizați cu ce mesaj și număr vreți voi pe spate. Bineînțeles, sunt o limită de caractere, nu o să scrieți crezul pe spatele tricoului. Dar au o grămadă de modele de tricouri de motocross pe care puteți să le vedeți personalizați după nevoia voastră, vreo 15 € în plus. Practic, tricoul ăsta cred că a fost vreo 20 de euro, nu știu cât de bine îl vedeți aici, din față. A fost vreo 20 de euro și am mai dat vreo 15 euro pe mesaj, pe customizat, pe imprimare. Și fiindcă m-am adunat cu mai mulți băieți din comunitate, am făcut o comandă mai mare ca să depășim 100 de euro și să avem transportul gratuit. Ceea ce transportul gratuit din Germania e foarte mișto. Și per total, cu tot cu customizare și livrare, a durat mai puțin de 2 săptămâni. N-am calculat exact cât, dar 100% mai puțin de 2 săptămâni. Sper că m-am băgat bine pe aici. Că nu s-a conectat telefonul la motor cum trebuie, nu vede motorul aplicația deschisă sau îmi bagă în aplicație. Și n-am putut să-mi pun navigația pe motor. Și acum merg din amintire de când am fost tura trecută. Sper că pe aici vin bine. Dacă nu, sigur o să pot ajunge și de aici mai departe. Până la următoarea. Ar trebui să fie, dacă nu e asta, e stradă paralelă cu asta, mai încolo. Dar cred că asta e cu sensul ăsta de rotorii micuți, de parcă așa nu-mi aduc aminte. Parcă așa îmi aduc aminte. Sau aici am fost odată acasă la un coleg motociclist și confund, și aia se poate. Și aia s-a întâmplat acum câteva luni, la începutul anului, și s-ar putea să confund. O să vedem dacă este un drum aici perpendicular, nu ăsta, sau ăsta, ăsta cred că, nu ăsta, nu ăsta, absolut deloc nu ăsta, bun, trebuie să-mi întorc. Trebuie să-mi întorc sau să facă stânga. Nu cred că e aici, nu. Stânga, sper să ne ajungă în curtea de cineva. Nu, pare că e asfaltată, bun. Peste munci, prin pădure, la casa bunicii nu mergem. GPS-ul știe drumul. Sunt multe cocoașe de astea pe jos, mulți polițiști culcați. Înseamnă că oamenii nu vor să mergem în tare, ceea ce înseamnă că trebuie să am și un bun simț și să mă turez, să stau cu niciodată pe aici, eu vreau nisip, să-mi văd de treabă. Și probabil în capătul străzii o să trag pe dreapta, să-mi spun telefonul, să mă uit pe GPS, că nu cred că am venit bine. Oh my God. Pe strada cu cei mai mulți polițiști cu caz din țară. Sau, vine bine. Nu, cred că am venit bine. Nu? Cred că a ieșit bine. Totuși. Lumii, lentile! Dar stai de aproape lumea.
Abia aștept câteva zile să fac cum sunt cu ele. Să văd dacă au ceva efect. Sau am aruncat pe geam 35 de milioane. Nu cred asta, cred că n-am stat din stânga. Da. Asta e, perfect. Asta e aici, cu jisc. Dacă nu sunt. Și aici este farmacie. Cu tura trecută când am fost cu motorul, când am ieșit din clinică, aveam o rățel de păsărică pe motor. Vizim la farmacie să-mi iau. Sunt la farmacie să-mi iau șervețelul meu. Să-mi curăț motorul. Da, am venit bine. Bun, deci o problemă am rezolvat-o. Am mai mutat iar microfonul ăsta, că atât am place să-l mai frec. Sper că m-au auzit și vă m-ați conectat. Dar am rezolvat problema lentilelor, este foarte interesantă pentru că astea, față de lentile cu care am experiență și pe care am mai purtat până acum, astea sunt lentile solide, sunt făcute dintr-un material solid ca o, nu știu cum să vă zic, ca ceva de plastic în ochi și să nu au foarte enervante. Dar, na, ce să faci, frumusețea cere sacrificii. Dar ce face, le iau, le încerc. Asta este, sper că o să se țină. Sper să mă țin de ele, să stau cu ele și sper să-și facă efectul dorit și anume de a putea renunța la ochelari. La ochelarii de vedere pe timp de zi. Să-i înlocuiesc cu lentilele pe timp de noapte. Nu mai facem un tur un pic de oraș. Adică nu facem o tură, mergem înapoi spre casă, dar implicit din capătul ăsta a Floreștiului prin capătul meu de Cluj. Să am o tură sănătoasă de făcut. Uite ce. Doamne, ce canale. Poftiți, vă dau prioritate, nu e nicio problemă. Ca să-mi pun piciorul bun. Bine, internetule. Cam mai este făcut pentru episodul ăsta, prim, din, mi-a zis Alex prin oraș. Și dacă aveți idei mai bune, vă rog, vă aștept în comentarii. Și vă aștept în comentarii cu orice fel de feedback, bun sau rău, mă, nu fiți mirați, comentarii de nașpa. Bă, porumbel! Comentarii de nașpa, o să le ștept. Dacă ați rămas până aici, vă mulțumesc frumos și sperăm să ne vedem cu bine. Eu, cu voi, care sunteți cel mai tare care ați rămas până aici și vă uitați la mine și vă urmăriți, nu uitați să dați un subscribe dacă nu v-ați abonat deja și nu uitați să dați un share către prietenii voștri, mai ales dacă credeți că ar fi interesați de aspectele pe care le-am discutat astăzi. Mai e, ce faci? Pe care bancă stai, boss? Alegeți una și mai pe așa. Again, vă mulțumesc foarte frumos că ați rămas până aici și nu uitați până la următoare. Asfaltul uscat, să ne vedem cu bine!